Am avut în iarna aceasta temperaturi de 15 grade, dar am avut și temperaturi negative. Cum resimt animalele din rezervație, din microrezervație din Constanța, această alternanță? Ne va spune directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, domnul dr. Adrian Bulbă. Complex muzeal care are și o mică grădină zoologică, unde ne bucurăm să avem o mulțime de animale, din fericire, adaptate acestor condiții. Sunt alternanțe importante în zona temperată, care, atenție, încep să se estompeze, să se reducă. Dacă noi aveam variație de 60 de grade medie anuală, de la plus 40 la minus 20 de grade iarna, mai era și vântul care contribuia, ei bine, această variație se va menține cu fenomene bruște, cu modificări bruște de la zi la alta, însă iernile vor avea tendința de a fi tot mai blânde și mai umede, cauzalitatea încălzirii globale simțindu-se și la noi. Sunt foarte multe elemente care țin de această încălzire globală, în principal tăierea pădurilor. Vreau să aduc acest subiect în atenția celor care pot influența acest lucru, fiindcă cel mai important plămân al planetei suferă, așa cum marea suferă prin acidifiere, distrugerea coralilor. Ăsta este motivul pentru care ni se încălzește planeta, însă animalele care sunt adaptate în zona temperată să trăiască într-un climat variabil, se bucură de o iarnă mai blândă. Toate animalele din microrezervație se bucură de o astfel de iarnă mai blândă, rațele găsesc un ochi de apă unde să se hrănească. În mod obișnuit aveam 300-400 de rațe care veneau din zona limitrofă Constanței, zona lacustră înghețată anii trecuți, veneau la noi și le îngrișeam, le hrăneam așa cum puteam, inclusiv cu ajutorul publicului vizitator, însă anul ăsta n-a mai fost nevoie, lacul a înghețat, dar într-o măsură foarte mică, au venit câteva zeci doar de păsări și sunt într-un comportament normal de formare a perechilor, nu sunt într-o situație de restriște, motiv pentru care nu e cazul să intervenim cu hrănirea lor. Le lăsăm să se comporte natural. Este o iarnă blândă, o iarnă în care animalele se bucură, cum spuneam. Ați fost nevoit să luați măsuri speciale pentru unele animale din microrezervație? Noi luăm în fiecare iarnă măsuri preventive, care înseamnă blocarea laturii dinspre nord și est, cu vânt dominant, laturile mai deschise, blocarea cu panouri protectoare. Din păcate pentru vizitatori, scade puțin atractivitatea amplasamentului cu animale atunci când avem panouri protectoare, rămânând să fie văzute animale doar printr-o anumită zonă. Dar pentru binele lor o facem la începutul fiecărei ierni. Deocamdată n-a fost nevoie să fie un mare viscol sau un mare fric, chiar dacă am avut zilele trecute o zi cu vânt destul de rece, însă cine știe, e posibil ca după această încălzire de februarie, că așteptăm o încălzire bruscă la începutul lunii februarie, atât cât meteo ne poate spune, e posibil ca pe la jumătatea lunii februarie să avem un episod rece și vântos, ceea ce ne justifică astfel de protecție, măsuri de protecție.